Ce spune profeția biblică despre viitorul nostru? Care sunt evenimentele ce urmează să se succeadă în viitor? Un articol din publicația Science Direct din iunie 2020 prezenta reținut consecințele pandemiei COVID-19. Autorul scria: va altera definitiv pacea, cursul și natura vieții noastre. Va afecta domeniile social, economic, al comunicațiilor, al mediului și mai ales al vieții personale. Cel ce are curajul să citească printre rânduri poate dobândi o idee a amplitudinii crizei ce vine. Șomaj, recesiune economică, limitarea libertăților, tulburări sociale care vor impune un rău mai mare ca toate, dictatura. Cine s-ar fi gândit cu numai jumătate de an în urmă că tot ce s-a clădit se poate dărâma peste noapte? Cu 2000 de ani în urmă, privind peste veacuri, Iisus Hristos a anticipat condiția fără precedent în care avea să se afle omenirea în ultima spiră a istoriei, cea care precede revenirea sa. El spune: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă. Cum va fi când nu doar o pandemie, ci multiple crize economice, politice, sociale, ecologice se vor descărca toate deodată asupra ultimei generații? N-avem termen de comparație. Vai, vai de locuitorii pământului! Oamenii, spune Iisus, își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. În confuzia globală care se întețește, profeția apocaliptică străpunge nebuloasa viitorului, luminând cu optimism un drum de scăpare, o balustradă care dă sprijin și direcție. Ea poartă asigurarea că Dumnezeu, deși exclus de către om de la pupitul de comandă al Terei, ține totuși istoria sub control. În atotștiința sa, El vede evenimentele viitoare la timpul prezent, iar în atotputerea sa, El le ghidează spre salvarea celor care îl caută. Urmărind profeția apocaliptică, cei pricepuți vor putea să ia decizii salvatoare în circumstanțele extreme care ne stau în față. Tot așa cum profeția lui Iisus Hristos privind distrugerea Ierusalimului a salvat creștinii de atunci. La data aceea, Iisus le-a proiectat ucenicilor săi un scenariu care, la scară mică, ne servește nouă drept analogie la scară globală. El le spusese: când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Pentru ucenicii de atunci, profeția lui părea contradictorie. Cum să fugi dintr-o cetate împresurată? Istoria consemnează uimitoarea ei împlinire. În septembrie, anul 68 după Hristos, guvernatorul Siriei, Cestius Gallus, împreună cu legiunea 12-a fulminată, a împresurat Ierusalimul ca să înnăbușe răscoala iudeilor. Steagul roman cu urăciunea pustiirii, respectiv cu vultul roman în vârf, se afla în fața zidurilor. În vultur, descris în Biblie ca urăciune pustiitoare, ucenicii au recunoscut semnalul dat de Iisus pentru părăsirea cetății, dar cum să ieși? Imposibil în plin asediu. Și atunci s-a întâmplat ceva cu totul și cu totul de neînțeles. Deși legiunile trecuseră de al treilea zi de apărare, pe când se pregăteau să surpe zidul espaladei templului,
generalul Gallus a ordonat subit depresurarea cetății și retragerea trupelor. Luând-o ca pe un semn divin, iudeii i-au urmărit pe romani, măcelărind circa 6.000 de legionari. Și în timp ce vestea victoriei atrăgea mii de iudei spre sfânta cetate, umplând Ierusalimul până la refuz, creștinii toți, până la unul, părăseau cetatea, refugiindu-se la Pela, în munții Pereii. Pentru că au cunoscut și au urmat mesajul profeției, atunci când armatele romane s-au întors după 2 ani și au distrus Ierusalimul, niciun creștin nu se afla printre cele peste 1 milion de victime. În același fel, Apocalipsa poartă cheia de scăpare pentru noi, generațiile sfârșitului. Ca să înțelegi profeția apocaliptică, ai nevoie să identifici simbolurile care desfășoară panorama evenimentelor. Metale, fiare, balauri, coarne, numere, vânturi, ape, îngeri. Simbolismul ei face ca Apocalipsa să se distingă cu totul de catrenele lui Nostradamus sau predicțiile lui Baba Vanga, întrucât decodificarea lor nu este lăsată la voia imaginației cititorului, ci le furnizează însăși Biblia, cum o vom vedea în episoadele viitoare. O listă a acestor simboluri o poți găsi în descrierea acestui video. Faptul că profețiile apocaliptice nu aruncă niște mesaje răzlețe ca niște piete de mozaic desperecheate, ci leagă totul într-o succesiune unitară și coerentă, împlinește cele mai exigente așteptări. Ca atare, ele nu pot fi interpretate disparat, ci doar în ansamblul arcului profetic. Iar pentru a înțelege întregul arc apocaliptic, este nevoie să ne întoarcem în timp, în secolul 6 înainte de Hristos, și să cercetăm începutul lui în cartea profetului Daniel, același Daniel despre care a amintit însuși Iisus în profeția studiată mai devreme. Apoi, în câțiva pași mari, vom ajunge la timpul nostru și criza finală, când arcul profetic se va încheia odată cu venirea lui Iisus Hristos, așa cum zice Crezul, și iarăși va să vie în mărire ca să judece vii și morții. Te invit să parcurgem împreună incredibilele profeții apocaliptice din Biblie, ca, înțelegându-le, să te poți pregăti pentru evenimentele dramatice care ne stau în față. Și nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Pe curând!